Zeci de liberali au donat astăzi sânge, urmând exemplul colegului lor, viceprimarul Daniel Cârjan. La prima oră, toți au prezentat la centrul de transfuzii din cadrul Spitalului Județean Drobeta Turnu Severin pentru a dona sânge și ajuta astfel bolnavii din județ. În primul rând, acum două săptămâni, când și eu am fost prezent aici, mi-am luat angajamentul public, dacă puteți să spunem așa, că voi aduce și alți colegi, voi convinge să vină să doneze sânge. Iată că am făcut acest lucru și astăzi, practic, am făcut două lucruri importante. În primul rând, toți colegii mei care astăzi au donat sânge au avut posibilitatea să salveze vieți în cazul în care este nevoie și în al doilea rând toți banii care se vor strânge din această donare de sânge, din această acțiune, vor merge către un centru de copii cu dizabilități pentru a le procura cele ce au nevoie acolo. Gestul de omenie nu s-a oprit la donarea de sânge. Etichetele primite în urma actului medical vor ajunge la un centru de plasament din Drobeta, Turnul Severin. Suntem astăzi la centru de transfuzie sanguină din cadrul Spitalului Drobeta, Turnul Severin pentru a dona sânge, pentru a face un bine celor care au nevoie de sânge și nu în ultimul rând de a face și un act de caritate. Tichetele care vor fi primite în urma donării vor fi valorificate și se vor achiziționa aparate electronice de care au nevoie copiii cu dizabilități de la un centru de plasament din Drobeta, Turnul Severin. Criza acută de sânge de la nivel național din spitale i-a determinat pe liberal să meargă astăzi și să doneze pentru a ajuta semenii aflați în suferință. Partidul Național Liberal a ales să facă astăzi o acțiune de donare de sânge. Știm că este o criză acută la nivelul întregii țări și astfel și în Drobeta, Turnul Severin. Și fiecare picătură de sânge poate face diferența între viață și moarte, iar toate bonurile care vor fi strânse în urma acestei donații de sânge vor fi redirecționate către Centrul Copiilor cu Dizabilități din orașul nostru. Mai puțin de 2% dintre români donează sânge, iar lipsa de donatori a provocat o criză care durează de ani de zile. În România, donatorii primesc recompense materiale precum tichete de masă și transport gratuit. Cei care vor să doneze sânge trebuie să știe că trebuie să mănânce înainte să vină, să nu bea alcool în ultimele 48 de ore și să nu fumeze.